dată acestor minunați organizatori și cred că aplauzele dumneavoastră mărturisesc acest lucru pentru această bucurie a mărturisirii întâlnirii. Mulțumesc frumos pentru Arhidiaconul Mihail Bucă, tronosului alături de care mă simt foarte bine păzit, alături de care sunt în siguranță. Și aș vrea să vă mărturisesc că dragostea pentru poezie a venit în timp. E un moment de mărturisire. De fapt, asta și facem de fiecare dată când întâlnim unii cu alții, ne mărturisim unii altora. Și pentru că știm foarte bine că tot ce înseamnă frumusețe, sau știi ce înseamnă frumusețe, este Dumnezeu și că tot ce este frumos a început din dvorul bisericii, am să vă spun că și la mine tot așa s-a întâmplat, din acea biserică pe care o numeam școală, ca să spun, îi simțeam noi așa ocrotiți, de către profesori și într-o zi diriginta noastră ne-a spus, chiar vă invit să citiți copiilor, sau citiți noastră așa pe copiilor, dacă se pare că e prea dură poezia, De a v-ați ascuns, al lui Tudor Arghezi, o știți? Chiar vă rog frumos, Părintele Valerian, fostul actor Dragoș Pâzleanu, mi-a recomandat, să vă recomand, la rândul meu, lui, nostru, să citim poezie, să vă apropiați din nou de poezie, de Coșbuc, de Arghezi, de Eminescu, poezie. Și mi-a citit, aveam 16-17 ani, și noi ca adolescenții ne alintam pe acolo, nu că acum aș fi mai grozav. Și poezia aia ne-a mișcat pe toți, pe mine cel puțin, m-a uitam așa la doamna dirigintă, o vedeam parcă pentru prima dată. Și o citea, eu v-am spus aceste minunate capodopere mesciene și Coșbuc și Gir și Păunescu, le-am recitat ca un actor. Ea le-a spus ca un intelectual. Și am deosebită plăcere să-i mulțumesc în fața dumneavoastră, pentru că ne cultivăm prin amabilitatea Părintelui Mihail Bucă, o lungă prietenie și ne redescoperim în sânul bisericii. Este minunat după atâția ani, pe un profesor extraordinar. Profesor în cadrul Colegiului Național Mihail Viteazul din București, e alături de noi, o invit să se ridice, să o aplaudăm cu căldură, așa ca pe un dascăl extraordinar, Godina Săbulescu! Ceea ce ai pus acolo în sufletul meu la acel moment. Am început cu Eminescu, mi se pare normal să continui cu Eminescu, chiar dacă este ultima intervenție, glosă.